Salutare și bine v-am regăsit la un episod de Minecraft cu Cătălin. Salutare, de ce abonații să dau cu barca ta? Ai văzut cu barca de pe casă, bă? De cafe, avem și un Batman aici. Aoleo, deci oficial am început o serie de iarnă de Crăciun împreună cu abonațiile și bineînțeles cu Cătălin Ianu. Și cam asta e tot ce avem până acum. Niște abonați care se dau cu barca. Niște abonați care au stat puțin afecat, am stat noi, pardon, puțin afecat și deja sunt full diamond. Da, pe lângă chestia asta, dar scurez ce au de gând. Uite, Marian, ăștia sunt Marian și Vlad. I-am întrecut. Bun, îi lăsăm în pace, hai să mergem un pic mai departe de sătucul nostru, adică o singură căsuță a mea. Și o să facem azi o vânătoare de obiecte, am vrut să zic, bă. De diamante de data asta, nu de obiecte. Și oficial o să zic start! Avem un timp de... Nu știu ce timp să avem. Hai să zicem 20 de minute, care găsește cele mai multe, le câștigă și pe cele ale celuilalt. Asta e premiul. Păi deci cu de astea, deci premiul, cine găsește cele mai multe, câștigă tot. Cum păi nu fac eu altă treabă, atunci nu fac manevră? Pe seria asta o să folosim doar survival. Am plecat la noi, am plecat de acasă doar cu 15 cartofiori și armurică, să nu murim chiar așa ușor. Eu am plecat cu mai multe, mi-am luat și o bucată de string. A, am și o ușă la mine. Dar nu se pune ușa. Ce faci, frate, cu ușa? Ai luat demolat ușa, bă? Deja. Timber ăla, cum îi spune? Hai că punem moduri dacă e. Hai că e, da, nu-i problemă. Uite, acum. Bun, pam, pam, pam. N-am mirat niciun diamant până acum, numai că ne-au dat abonațiile câte un diamant și... Exact, un diamant ne-au dat ca să ne strice advancement, achievement. Nu mai putem să ne lăudăm acolo pe cea că am găsit diamant, din păcate. Dar nu-i nicio problemă. Dar nu-i nimic. Sunt consolat de mic. Tu ce faci, mă? A, nu ești tu ăsta. Ha, le-am urmăresc abonați. Știi că pot intra în pământ după tine, dar eu mă duc mai departe. Dar eu nu sunt pământ, frate. Da, frate, hai că e doar o micuță vizuină, așa. Nici nu-ți vedeam numele pe acolo. A, sigur, sigur. O să găsesc eu cam vreo 20 de diamante și Cătălin o să găsească vreo 5. Cam asta aproximez eu. 5,5, de fapt, o să găsesc jumate de diamant. Sincer, cam la asta mă gândesc. O să fiu un pic cam palețian, Cătălinianu, cum îl cunoaștem noi, bineînțeles. Stai liniște, bă, aici sunt o grămadă de capcare. Bă, nu înțeleg un lucru. Cum se spawnează zăpadă peste nimic? Foarte ușor, domne, foarte ușor. Adică ai văzut cum e zăpada aia plutitoare, cum ar veni. În Minecraft zăpada levitează, dar tu ce să știi? Levitezi? Adevărul e că și în realitate am văzut odată zăpadă cum levitează. Bă. Mamă, ce de pești cu mine. Opa, ce am găsit aici? Bă, nu știu cum să zic, el s-a dus direct la minat, dar eu am o altă strategie. Mie nu-mi vine să cred că cineva a fost pe aici. Dar nu cred, nu știu ce să zic. Cum, frate? Am văzut un bloc de dirt pus așa în mijloc, aiurea. Aoleu! Aoleu! Începem în forță, murim sau sal? El moare deja, mă. Ha, ce palete! Mă ajută abonații! Bă, nu-l ajutați, bă, bă! Cine, mă, că-i dau direct bani? E Vlad. Ai, mă. Erau doi pe angă și un scheleton. Bă, lasă, frate, nu trebuie să te ajute, adică nu-i corect. Mamă, mamă, mamă! Din contră, eu mă duc cât mai departe de casă, ca să fiu sigur că nu mai dau de niciun abonat. Uite, frate, tare, am găsit iron, ăsta gold deja. Bă, pot să leg pickaxe de stone. Mamă, am auzit un creeper cum a bubuit, ok. Mulțumesc. Deci deja am o panică de nu mai pot, bă. E plin de monștri. Dacă cineva se întreabă ce fac eu acum, am găsit niște zahăr. Eu de fapt încerc să găsesc o peșteră direct să nu mă mai chinui să minez foarte mult. Păi ghiși ce, eu am găsit. Tocmai de e plin de monștri. Mă, mi-e și fricuță. Cred că mai bine să spam direct, deja că găseam mai mult. Vai de viață, bă, dar tot minează Vlad pe aici, poate-mi găsește el diamantele. Mamă! Ce? 4 sau 5 scheletoni și și ceva creeperi. Nu, o să iau tactica să minez pur și simplu singur. What? Bă, ți-ai blocat cumva vreun urs pe aici, pe undeva? Nu. Înseamnă că abonați au închis un urs polar. Serios? Era ridicată ca jumate de căsuță, așa, și când mă uit acolo un urs polar și un crafting table lângă. Ok, bine că am crafting table-ul. Pam, pam, eu urs fac... meu, auzi, Aida.
Doamne, deja urși polari, baie. Bă, nu cred, frate, și am încercat să mă duc. Cum, frate, am zis că mă duc cât mai departe, aici nu a ajuns nimeni. Uite, bă, că mă duc. Oleu. Am ales strategia să merg pur și simplu să minez, așa. Aoleu, și nici așa nu merge. Eu am ales strategia pur și simplu să mă duc cât mai departe, bă, că abonații și-au minat deja toată zona. Bă, deci nu-ți poți imagina cât de plini de monștri. În momentul de față suntem amândoi live, amândoi. Amândoi. Vă invit să dați mare like acolo și la mine și la Ovițianu Petrovo și pe toate cele. Și Petrovo și pe toate cele. Asta, am da? Am zis-o pe asta. Bă, nu mai am crafting table. Asta e, frate, îți faci altul. De ce mi-ai furat crafting-ul? Aolo, mai bubuie și creeper pe aici. Bă, abonați, nu vă mai băgați, acum e challenge-ul nostru. Am găsit un iglu. Ok, deci mi-am furat, am înțeles. Trebuie să-mi fac alt crafting te... Bă! What? Okay. Care-s șansa să găsești așa un iglu în mijlocul nimănui? Păi ia vezi că poate e ceva prin el. Hai că e ceva, un crafting table și un furnace de la un păi furnace. Păi sapă și tu pe sub, pe sapă carpetele. Cum păi... s-ar zice. Ia stai să văd dacă... Sunt carpete măcar. Nu sunt carpete, doar zăpadă. Nu știu cum să te anunț, am deja două pickaxe-uri de iron și cu astea mă duc tare. Da, stai liniștit, eu încă alerg pe afară, nu știu ce e în capul meu. Bravo! Pe eu deja m-am bătut cu 100 de monștri, m-am certat cu abonații, mi-am făcut pickaxe-uri. Și eu în continuare fug ca un bezmetic și nu găsesc o singură mină, bă! Tu realizezi că eu cred că... Cred că am minat random și... Abia acum am dat să văd stratul și chiar sună stratul 11. Nu înțeleg cum. Vlad omoară lilieci lângă mine. Aoleu. Să nu mai facem noi prostii, ne punem crafting table-ul aici. Mamă, ce tună și pulger afară! Opa, opa, opa! Ce crezi tu că are Ovițian? Bă, nu știu, dar uite, am pierdut o grămadă de timp degeaba. Mi s-a înfundat și nasul când am văzut asta, bă. Nu o să-ți zic că te-am să te țin în suspans. Eu, dar ce crezi că nu poți să intri pe live-ul tău? Care-i problemă? Nu poți să intri, că și tu ești live. Acum o să fac cea mai mare greșeală, dar mă risc. Nu pot să cred, bă, ce noroc am avut. Deci nu cred așa ceva. Câte am, ia? Ia. Bine! Ai, mă, cât respect, nu pot să zic. Miciu, de că nu mai apare pe chat, mă. Asta este. Asta e din vina mea, frate, din vina mea că eu am ales să fug. Eu câteodată uit că asta nu e vânătoare de obiecte, e vânătoare de diamante. Păi, am umblat ca bezmeticul pe unde nu trebuie. Bă, nu se poate, am ajuns într-o mină făcută de cineva. Bă, deci ca fapt divers pentru cine se uită la episod. Am pornit serverul ăsta de o oră. Timp în care n-au fost toți abonați, adică da, abonații au fost și suntem pe câțiva totuși. Doamne, iartă-mă. Am încercat să mă duc mai departe, dar ideea e că am vrut să găsesc o mină direct. Nu se poate așa ceva, bă. Am găsit eu o mină făcută de abonați. Bă, să lăsați în comentarii acolo să spuneți cine o să câștige toate diamantele și cu câte diamante o să câștige. Ok, am dat un nether clear că se aude de mă distruge. What? Ce, bă? Nimic. Ce ai găsit iar? Ce ai mai găsit? Ce ai făcut? M-am pierdut. E chestie de aia, cum îi spune. Chestie de aia. Dă-i cu lemn, cu mine, cum zicea puțin Minecraft. Nu mai știu cum se numește, dar știu la ce te referi. Mină de aia, dar nu știu cum să-i zic. Niciodată n-am știut cum se numesc toate chestiile astea. Păi de caf, mă. Hai că poate găsesc un chest și poate găsesc direct diamante și... Ai șanse, da, de obicei găsești puține oricum. Auzi că Mineshaft se numește, bă. Nu-l contrazic, că n-am nici cea mai mică idee. Mineshaft, bă, mamă, ne ceartă abonații, bă. Ne sparg abonațiile la Minecraft. Mamă, acolo în comentarii. Hai că tă, ești cel mai tare urs, bine, asta cu ursul, am băgat de la mine, da. Hai mă că da, sigur e pe lumea asta cineva care ține cu tine, du-te mă de aici. Da frate, normal, ce crezi că urși adevărat țin cu un urs panda? Bă, tu ești urs fake. Ursul panda e șeful urșilor. Da mă, poate în China la el acolo, că în restul lumii grizzly e cel mai tare, grizzly e la putere. Aaa,
Păi și noi nu suntem în China, mă? Uai, se spart deja un pic, nu pot să cred. Suntem în Japonia, la Paris. Așa. A, bine, bine, bine. Vlad îmi pune torțe, dar mie nu-mi trebuie torțe oricum. Despre treaba mea. Iron găsesc, frate, aici. Bine, de fapt, oare ce mai au tot Iron-ul ăsta? Ia, frate, Iron, că ăla trebuie. Mai avem 10 minute. Ce, bă? Te-ai dus. Stai că am uitat că e contra cronometru. Aoleo. Dar într-un fel nu-i bine nici pentru mine, că dacă tu nu găsești nimic, n-am câștigat nimic. Asta e viața. Bă, cât Iron să găsesc, frate, pe aici? Name tag. Aoleo, oaie, l-a găsit deja name tag, bă, dar n-are diamante. Melon. Hai să iau și niște melon, că melon. Nu se știe dacă avem nevoie. Te plantează la mine acasă. Dacă bă, nu găsești niciun diamant, îmi dai mâncarea ta. Ce mâncare? Hai că eu am o grămadă de mâncare. Bă, la ce strat sunt diamantele? La 11? La 11, sigur, sigur. Acum sapă groapă și sapă în jos, da. Sapă groapă. Să nu. Sapă groapă, sapă groapă. Sper să nu pică în lava. Hai că încerci totuși să nu pică în lavă. De ce, frate, pică în lavă? Că lava-i opa, bun. Opa! Căzește la picioare. Frumos, domne, ce găsesc eu aici, frumos. Ce găsești, mă, acolo? A, începe cu D. Diorit. Se termină cu diamante. Dioritamante. Așa, așa. Am știut, aia a fost un pic bătaia de joc, sincer. Bătaia de bat jocuri. Sigur, sigur. Bă, fii sincer, câte diamante ai acum? Hai că sincer dacă e. Bă, eu n-am niciun, eu m-am uitat că e contra cronometru și m-am dus în apă, da. Aproape că te cred. Pe cuvântul meu poți să intri pe live. Am găsit altceva. Ziceai asta pentru că știi că nu o să intru pe live. Deci nu te bă, cred. Dacă zic. Aolo, vine creeper-ul. Fuck, mă. Creeper-ul. Bă, am găsit deja toate nebuniile posibile și lapis. Merge treaba. Hopa! Bine! Bă, da, mai vă, mă, ți-ți dau abonați, mă, sunt sigur că ți-ți dau abonați. Mama, deci nu cred, bă, puteam să jur că o să mai găsesc aici. Da, nu dai, frate, bă, am găsit lapis. Ai găsit lapis? Da, tu mai ți-am zis că am găsit și lapis. Bă, iară! Ieși, du-te, ieși bă, acasă! Bă. Bine, ovițiene! E cum bă să găsești atâtea deja, bă? Respect sau asta, câte am? Mamă, mamă! Îmi place, bă, îmi place. Ce să zic? N-aș mai sta aici, că dacă găsesc atâtea deja... Înseamnă că nu-l mai fi. Să fim serioși. Hopa, iară! Iară, nu cred! Nu ai cum! Da, cred că e timpul să încheiem episodul, că n-are niciun farmec. Am găsit de 4 ori în 10 metri. Aoleu! Oaie, n-ai cum! Chiar că n-ai cum, oaie. Deci nu pot să crezi, mă bucur că am filmat asta, bă! Aoleu! Bă, sigur nu te ajută abonații, mă! Mai știi că am zis, hai că plec de aici, că sigur nu mai găsesc. Aoleu! Hai că nu mai găsi dacă e. Cât noroc să aibă o vițiană, bă! Stai că deja am permis să mai fac și alte chestii. Ce am vrut să fac? Am, trebuia formal. Da, frate, dacă gândește că nu o să câștigi nimica dacă facem episod doar de 20 de minute. A, asta e viața, măcar ieși eu cu niște diamante, că altfel nu le-aș fi minat. Oricum, dacă găsesc diamante, acum nici nu le iau. Îmi salvez coordonatele. Ce câine, bă. Păi nu mai am nicio șansă, frate, eu chiar n-am niciun diamant, măcar. Bă, ce trebuia? 3? Nu, da, mă, 3 trebuie. Îmi fac și o găletușă. Bine, să fac rost de name tag. Da, bă, dar cine are name tag de pe serverul ăsta? Eu. Bă, mi-am făcut găletușă, dar n-am sucutit și faptul că nu am apă, dar în fine, se rezolvă. Nu pot să iau găleată de lavă. Uite, iar lapis. Bă, dar care șansele să găsești lapis, frate? Bă, destul de mari. Păi, mai mari șansele să găsești lapis față de diamant? Păi, logic, cum adică? Păi, lapis ar trebui să fie mai rar. Nu e adevărat, diamantul e cel mai rar. De bine, eu de fapt, emeraldul e cel mai rar, dar după aia diamantul. Bine, stai că mai e și netherite, în fine, înțelegi tu. N-are rost să mai punem la scuteală. Hai da. Că am găsit o grămadă de chestii.
Mai vorbim noi de netherite. Să ai diamante, dar de unde știi, bă? Stai că pot intra pe live-ul tău oricând. I-am zis oamenii, bă. Aolo! Nether clear. Mamă, ce m-a speriat. Am găsit și eu două diamante. Două, sigur. Păi, potolește-te, da, oricum nu te cred. O jumătate. Iar am găsit, bine! Haide, bă. Respect. Ce e aici? Îmi place cât am. Bă, de ce n-aveam eu farcem? Bă, abia am început lumea asta ca idee. N-avem nimic, abia am și niște pickaxe-uri. Mai ce era să cad în lavă? Hai că nu-mi place unde am ajuns. Am prins și a pizza, forță. Stai că tu se iau de la sursă. Bă, n-ai cum, atâta noroc. Bă, dar... Măcar nu mai îmi zi, bă, lasă-mă în pace. Cum să nu-ți mai zici? Stai că trebuie să mai găsesc o dată. Mai avem vreo 5 minute. Unde e aerul? Aici, asta. Am mai minat și niște goldean, așa cum se cuvine. Nu mai zic nimic. De ce nu mai zici, domne? Ce pot să mai zic, frate? Mamă, am ajuns la stratul 35 și asta e că am înnebunit. Dar cât trebuie să urmă pentru o găleată cu apă? Nu... Ce nu, mă? Nimic. Auzi că are X-ray o viță. Așa au zis. Bă, are hack-uri. M-au prins, bă, cu cheaturile, bă. Hai că eu am găsit gold, că și am ce să fac cu gold-ul. Am găsit gold, m-am plictisit. Gold-ul, să fac. Așa, și un achievement acolo. What? Cum am ajuns să ies? Serios? Deja mă cam învârt în loc și nu-i ok. Bă, auzi de asta, că a găsit 8 diamante și e aproape de mine. Nu cred așa ceva. Bă, nu știu încotro să mă mai duc. Că văd că a fost lume pe aici. Nicăieri, frate, renunță. 13, stai să mai cobor. Mai veni și lava peste mine, mă. Te-ai dos. Da, pentru cine nu știam, citurile pe al doilea monitor. Iar am dat de o mine prin care a fost cineva, dar posibil chiar eu să fi fost pe aici. Nu mai știu. Mai mănânc niște mâncărică de zombie. Hai că nu mai am viață, super. Mă lasă și vocea, bă. Ar trebui să te lase norocul, bă, nu vocea, bă, mă duc pe mijloc aici. Deci trebuie să mai găsesc cel puțin o dată pe episodul ăsta, cel puțin. Mai avem vreo 4 minute. Te-ai da, dus? Asta e, frate, măcar nu câștigi nimica. Hei, te-ai dus, ai zis că ai găsit două, parcă. Bă, și ce să faci cu două diamante? Cum adică, stai că de nu-mi facă pickaxe de diamant să fac o manevră de asta? Poți să-ți faci o mare sabie. Hai că mă ajută o sabie dacă e. Nu mai am pickaxe, am spart două pickaxe-uri de iron până acum. Full. Ce zici? N-am zis nimic. Ce să zic, frate, că eu minez degeaba. Am fost în tita mai mina și nu a fost un diamant spawnat pe acolo. Hai că... S-au omorât abonați în cea, bă, credeau că echipe inventory true. Păi eu ți-am zis că a întrebat abonații. Aoleu, n-am văzut. Am văzut numai după ce a scris că a și murit. Mare schem, uite gold. Ce să fac cu gold-ul, frate? Eu vreau diamante. Bă, dar parcă nici m-aș bucura să le mai găsesc acum. Păi așa, bun, pam, pam. Aveam pickaxe de stone și minam cu ăla de lemn, am înțeles. Cum să ai pickaxe de stone, frate, cu 20 de diamante în inventar? Păi până mi se prăja iron în panda ta. Hai. O să fac manevra asta, dar nu-i spuneți la oviția, nu? Bă, să ajungi din creative. Are de unde să știe. Du și mie TP să-mi iau itemele. Nu jucăm cu creative. Na, frate, că ți-am făcut manevra acum. Cine e aici la mine pe live sau pe episod vede ce manevră șmecheră ți-am ce făcut. Ce ai făcut, mă, zi? Ce fac, frate? Bă! Băi, ce m-a speriat. A venit Patrick la mine și mi-a dat o bucată. Mamă, ce m-am speriat. Patrick găină. E, Patrick, aici. Stai. 10.690 cu 11 cu 8895. Faci, i-am dat coordonatele. Nu mai i-am dat coordonatele. Dacă vrea să vină singur, să vină. Nu-i dau teleport, îmi pare rău. Frate, că acolo ai coordonate cu diamante. Da, scuze. Zi-mă ce manevră ai făcut dacă ești atât de tare. Frate, am luat pickaxe, am consumat diamantele. Ești forță.
Păi nu mai aveam cu ce să minez și n-are rost să mă mai chinui cu de la de iron. Poate am vreo șansă să mai găsesc așa. Tot trebuie să-mi dai ceva. Aveam 4 diamante, mai am unul singur. Aoleu, am destul. Mamă, se răzbună pe birou ăsta. Da, tot trebuie să-mi dai ceva, realizez, nu? Am un diamant. Pe cuvântul meu că doar atât am, uite aici, o să deschid inventarul, să vadă lumea, un singur diamant. Și pickaxe-ul ăla mi-l dai. Ce pickaxe, frate? Îl accept și pe ăla. Uite, frate, de aici. Bă, deci n-am avut atâta noroc în viața mea, jur. Pickaxe pe aici, n-a văzut nimeni. 23 de diamante are în paleta, mă. Cum să găsești, bă, atâtea diamante, mă? Îi știe repede, mă. Mai spuneai de abonați, mă. Ia, auzi, îmi zice Bruni să-mi dai name tag-ul. Nu-ți dau niciun name. Ba da, îmi dai diamantul și name tag-ul. Bă, ai, bam, Bruni, direct. Eu la chiar aveam nevoie la început, că acum nu avea mai nimeni în afară de Aida. Aida, de unde o făcu rost, nu pot să înțeleg. Pe ce nu are? Cred că are toate X-ray-urile din lume. Păi cred că dacă verifici acum are și netherite în inventar, dar nu vrea să ne arate ca să nu o banăm. Probabil. Cu părerea de rău te anunț că challenge-ul este gata. Bă, frate, dar nu-i posibil să minez atâta. Dar că am ajuns într-o zonă. Vreau să mai caut un pic, dar nu se mai pune ce mai găsesc aici. Și că aici am fost. A, am înțeles, deci nu-i nimic aici. Nimic, mă? Da, mă, nu mai e nimic. Stai, chiar nu pot să închei, chiar acum trebuie să găsesc dacă e ceva. Oricum, dacă găsesc, e altul. Și asta e drept. Să văd că am dat de o altă mină, cum s-ar spune. Nu, câte diamante ai găsit, fiule? 4 diamante și 3 le-am consumat pe un pickex. Respect! Respect cu capa. Mamă, ce bubuie ăștia creeper pe aici. Mamă, de chestii am găsit aici. Deci eu am găsit 23 de diamante. Poate să vadă oamenii la mine pe episod. Dă-i tare, frate! Microfonul de ciudă. Dar ghiși ce-am mai găsit eu acum? Am zis că trebuie să mai găsesc o dată. Ce să mai zic, frate? Uite-te la mine de cât timp caut. Deci, de curiozitate, știu că nu folosim creative, dar să-ți dai teleport la mine, să vezi cât am minat fără să găsesc un diamant. Nu pot, frate, nu-mi da teleport. Da-ți, frate, teleport, oricum trebuie să-ți dau name tag-ul și diamant. Și o să rămân aici în continuare la mina diamante. Poate, poate apare ceva. Am mai găsit 5 diamante. Te bă, că n-ai cum, bă, stai că poate mai ies dacă mai caut un pic. Au, deci bătaie ca asta nu mi-am luat de nici nu mai țin minte când. Deci practic astea nu se pun, dar tot ale mele, deci nu-mi pasă. Am mai găsit o mină. Mai găsesc, mă? Bă, nu mă pot abține că am găsit un spațiu așa de ăsta gol. Am găsit o mină cu... Ai, că sunt mort. Ai și murit? Încă nu. Mama, dacă mori, trebuie să te duci să minezi iară, să-mi dai diamantul. Trebuia, trebuia să câștige cătă. Pentru cel mai... O să testez comanda de ban imediat. Diamant, frate. Deci gata, frate mele, eu nu mai vin la tine, rămân aici în mina mea preferată. Am 27 am în momentul ăsta. Păreri? Bă, nu știu, sunt diamantele găsite acum după ce am încheiat challenge-ul sau să nu ți le mai dau? Păi logic că mi le dai. Păi de ce e logic, frate, că am încheiat challenge-ul? Ai zis cu gura ta că păi nu da, am încheiat, dar trebuie să fii și tu un frate bun. Da-ți dau name tag-ul, frate. A, păi da, dar dacă îmi dai name tag-ul, da. Facem afaceri. Deci îmi dai un diamant și un name tag și e ok. De ce e aici, frate? Stai puțin că sunt 6, bă. Nici nu știu dacă mai bine îmi dai teleport sau mai bine mă sinucid eu aici sau... Păi vezi că nu echip inventory. Gata, am scăpat. Trebuie să ne întoarcem acasă, copile! Pe picioare. Păi îți dau coordonatele și te duci tare. Dă-mă teleport. Nu dă-mă teleport, îmi zis că nu jucăm cu dele. Gata, asta este. Dar eu m-am dus random. Cel mai mare... Păi și eu m-am dus random. Cel mai mare luz pe care l-ai obținut până acum. Sper că v-a plăcut episodul, că mie personal da. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Deci, cel mai mare bulan pe care l-a avut vreodată cineva în viața. Stai. Tăpă Cătălin. Ia dă-mi ăla, mă, ia dă-mi name tag-ul, mă. Bă, tăpă name tag-ul, bă! Și diamantul ăla. Vreau să le arăt la oameni că-mi dai. Că nu-i țeacă. Deci name tag-ul? Ia diamantul. Diamantul, bun. Aia e. Mă duc înapoi la Patrick, am venit numai să-mi dai premiu. Un pic. Unde ești? Hai până aici să-ți arăt ceva. Iar, mă.
Hai, mă. Nu, uite-te și tu în spate. Hai după mine ca să vezi cât am minat și n-am găsit absolut nimic. Bravo. Aici era fain să fie un diamant. Uite-te și tu cât am putut să minez fără să găsesc nimic. Bineînțeles, am fost și pe acolo în sus, că acolo era mină. Asta e viața, copile. Când ești ghinionist, ești ghinionist. Bine! Nu uitați un lighean și noi ne auzim data aviatoare. Pa, pa! Pa, 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 pa.